Trebuie și pe ala de dat slide-urile. Mersi. Bună ziua. E foarte greu să duci la evenimente din astea, pentru că ți se face foarte mare poftă de plecat repede de la ele, ca să pleci undeva în vacanță. Adică, nu știu cum rezistați voi zi de zi să vorbiți despre călătorii și despre... Dar cred că e foarte greu. Eu nu mă pricep extraordinar de bine la turism, să știți. De altfel, în portofoliul agenției nu avem niciun brand de turism. Evident, probabil vă întrebați ce caută fața dumneavoastră. Noi ne pricepem foarte bine la comunicare. Și fie că ai o florărie, un magazin de ciment, betoane și agregate sau agenție de turism sau un hotel, principiile sunt aceleași. Așa încât sper ca ce o să vorbim astăzi să vă ajute și pe voi în activitatea voastră. O să vorbim despre brand-uri puternice în turism. Am văzut pe site că foarte mulți din participanții de la edițiile trecute erau directori de agenții și 30%, cred, și vreo 25% oameni de comunicare. Asta m-a bucurat foarte mult, nu știu dacă procentul se regăsește în acest an, dar de obicei cea mai mare problemă cu comunicarea asta e că, deși zicem toți că îi dăm foarte mare importanță, de fapt, cu adevărat, nu prea de nimeni. Adică pagina de Facebook, în general, o ține secretara. Nu că secretarele n-ar putea ține pagini de Facebook. Sunt multe secretare extrem de competente. Am și eu câteva prietene în rândul lor. Dar, deși ne batem cu unii piept toți că e foarte importantă comunicarea și felul în care ne îmbrăcăm produsele, cu adevărat, interesul conducerii, dacă vreți, de multe ori e foarte greu de câștigat. Sau e foarte greu de convins că merită să faci și banii în asta. De aceea m-am bucurat foarte mult că există persoane de decizie care hotărăsc să ia parte la un astfel de eveniment, pentru că idei sunt o grămadă. Important este să existe suport și convingerea că ideile astea de comunicare chiar pot aduce valoare și pe termen lung și bani. Agenția noastră este o agenție foarte mică. Nu, am să zic foarte mare, dar nu e foarte mare. Sunt agenție de fete. Călătorim destul de mult, așa? Adică ne-am propus să ne facem team building-urile în străinătate în momentul în care ne-am dat seama că ne costă exact cât ne costă team building-urile și în România. Suntem vreo, acum, 20 de fete. Doar fete, nu o să răspund la întrebare, nu e o politică, așa s-a întâmplat. Și întotdeauna team building-urile în afară sunt extrem de motivante. Pentru multe dintre colegii e prima oară când pleacă în străinătate, pentru altele e prima oară când pleacă într-un grup atât de mare și e o experiență extraordinară. Așa că noi avem legătura noastră cu turismul cam în zona asta e. O singură dată ne s-a întâmplat să fim solicitați de o agenție de turism foarte cunoscută, să lucrăm pentru ea. Și noi, în general, avem o condiție. Le propunem clienților să ne dea un timp răgaz ca să testăm puțin produsul. Și ne-am luat câteva săptămâni pentru a testa cu adevărat dacă ceea ce ne zice clientul este adevărat. Ne-am dat seama că ceea ce zicea clientul nu era adevărat. Și că, deși pretindea că are un client service impecabil, că oamenii din birouri sunt minunați și încearcă să asculte și să înțeleagă clientul, asta nu se întâmpla. Așa că am refuzat să lucrăm pentru client, pentru că, de fapt, comunicarea nu poate face pitch din nimic. Îți trebuie un produs bun înainte de toate și niște servicii bune. Fără asta, degeaba faci o comunicare extraordinară, degeaba faci SEO, degeaba pui poze foarte frumoase pe Facebook. Omul, până la urmă, tot ajunge în agenție, tot ajunge la hotel și tot se confruntă cu realitatea. Așa că întâi lucrăm la realitate și după ce suntem mulțumiți de realitate, începem să facem PR. Asta e o regulă foarte importantă și de multe ori foarte ignorată. Agenția care a venit și ne-a zis, bă, noi avem niște probleme, așa, știm că le avem, dar sigur, prin PR, ziceți și voi acolo ceva frumos. PR-ul nu prea zice ceva frumos dacă nu are pe ce baze să zică ceva frumos și dacă nu are argumente. Așadar, realitatea înainte de toate. PR-ul înseamnă, în definitiv, să faci ceva bun și să faci ca lumea să afle despre asta, nu să mușamalizezi ceva. Am și o legătură cu turismul destul de mare. Am folosit de foarte rare ori serviciile unor agenții. O să vă povestesc ultima oară când am făcut-o. Vreau să plec într-o vacanță cu fetița mea. M-am dus din nou pe Bulevardul Maghiero la o foarte importantă agenție de turism. Programul meu la birou începe la ora 9 și programul agenției tot la ora 9. Am ajuns la 9 fără 10. Era o coadă în afară, erau încă vreo 4-5 oameni. Eram și cu fetița, că am zis să trecem împreună prin experiență. Era destul de frig afară. Am întrebat dacă nu putem totuși intra, pentru că e ridicol să stăm la coadă, să ne luăm vacanță, că era ridicol.
Ni s-a spus foarte urâcios, așa că nu, că programul începe la 9, nu știm să citim, adică pum, la 9. Trebuia să veniți peste 10 minute. Ne-am cerut scuze, nu, că venise mai devreme și am așteptat. Am intrat, am explicat ce vrem, eram împreună cu o prietenă care și avea o fetiță și am insistat foarte mult să avem camere una lângă alta. Simplu, pentru că seara vrem să mergem și noi în bară cu vin și să auzim copiii dacă urlă, adică știți. Nu am înțeles, adică de ce trebuie să fiți una lângă alta? Nu e bine, te văd la etajul 1 și la etajul 4. Păi nu, că dacă unde să vrem la etajul 3 să auzim copiii și de la unde, nici nu se va putea. Nu am înțeles. Până la urmă ne-au dat o ofertă, imprimată foarte prost, pe o hârtie foarte proastă, pe care deși tocmai le dăduserăm toate datele noastre din univers, scanuri de buletin, foarte multe date aveau, inclusiv numele tatălui meu îl aveau, deci de pe buletin, oferta era cu stimate domn, adică așa era formatul și așa au printat, că așa era oferta. A fost o experiență foarte neplăcută, până am ajuns în vacanță. Când am ajuns în vacanță a fost foarte frumos. Doar că până în vacanță de mănâncă sfinții, adică a fost acolo ok, nu s-a întâmplat nimic, tot în regulă, le-am și trimis un mail de mulțumire. Și cu multe sugestii, cum ar putea să facă și experiența dinainte la fel de bună. Pentru că până la urmă tot ce vând agențiile așa sunt niște amintiri. Și amintirile sunt cu totul, din momentul în care stau în față la coadă, până în momentul în care mă întorc acasă cu poze multe în telefon. Asta e foarte important, experiența e una completă și ea începe de la felul în care arată agenția. Mi s-a părut foarte ciudat să vorbesc prin vacanțe și să încerc să-mi imaginez ce frumos va fi. Acolo, omul arătându-mi niște printuri pe niște foi A4. Stăteam pe niște scaune foarte urâte, pe jos era gresie și în general era foarte urât. Pentru că, da, costurile trebuie ținute sub control și din râurile probabil trebuie ținute și ele la minim. Dar contextul în care vorbim despre vacanțe ar trebui să fie și unul mai frumos, așa. Eu aș face camere în care să pun plasme și să zic oamenii la filme ca să-și arate destinația. Adică, cred că trebuie investit în experiența cap-coadă. Asta ar fi, asta din experiența personală, că tot eram la stagiuri cu legătura cu turismul. Am decis să nu mai duc cu agenții și să-mi fac vacanțele singură. E mult mai greu, pentru că nu am răbdare să caut, dar sunt deschisă să mai încerc, să știți. N-am tras o concluzie, dar a fost o experiență foarte amară, așa. Noi vorbim foarte mult despre lucruri foarte complicate. Din astea, strategii de comunicare, strategii de PR. Pentru că foarte puțin lume știe cu adevărat ce e o strategie. Că, na, strategia e greu de definit așa. Ignorăm de foarte multe lucrurile simple, clare, care sunt sub nasul nostru și pe care le-am putea face și fără mulți bani și doar cu puțin bun simț și puțin mai multă muncă. Și eu despre asta o să vorbesc astăzi. O să luăm puțin mai încet, sunt niște lucruri mai de bază, pe care oricare dintre noi le poate face cu resurse minime și adevărat cu foarte mult interes. În primul rând, a vorbit Răzvan foarte frumos despre povești și poziționare. E foarte important ca atunci când vorbești despre o destinație, despre un loc, să știi despre ce e. Adică hotelul ăla despre ce a fost. E un hotel, da, în care se doarme, dar care e faza? Să poți să descrii într-o frază. Dacă vorbești și există multe tipuri de poziționări. Poți să-l poziționezi din punct de vedere al serviciilor sau din punct de vedere al oamenilor. Hotelul cu cei mai zâmbitori oameni. Cea mai periculoasă poziționare este cea pe oameni, într-adevăr. De altfel, este și un exemplu foarte celebru. McDonald's, la un moment dat, a decis să facă o campanie, Tita-i campania, pe outdoor, în străinătate se întâmpla, care avea drept slogan, "We want to make you smile." Și un jurnalist a dus într-un restaurant McDonald's și nimeni nu zâmbea. Păi avea o treabă, se ardea cheeseburgerul, deci era haos. Și nimeni nu zâmbea și jurnalista a zis, da, dar nu a zis că we want to make you smile, păi make me smile. Și nimeni nu make him smile. Și atunci a început el să zică glume, să facă glume, l-au scos afară cu poliția, pentru că avea un comportament foarte excentric. Deci poziționarea pe oameni e cel mai greu de susținut. Pentru că ajunge ca o dată, o singură dată, unul dintre oamenii tăi să nu deliver și s-a terminat. E o poziționare foarte complicată și, în general, cam de evitat, mai ales în industria serviciilor. În schimb, poziționarea pe atmosferă sau pe servicii sau pe loc poate fi o soluție. Poziționarea poate fi, astea sunt niște exemple, poate fi poziționare pe culoare, e roșu tot și m-am dus în locul la roșu. Trebuie să țin omul un singur lucru în minte și asta va fi extrem de util și pentru a completa acea amintire și pentru a vorbi mai departe. O să vă dau și niște exemple. Apoi,
foarte multe discursuri de agenții, m-am uitat pe site-uri, am mai cerut niște oferte, sunt foarte multe atribute. Adică, vă dau un exemplu, lucrăm pentru Samsung, care are, vă dați seama, o groază de telefoane, smartphone-uri, aparate. Acolo e foarte greu ca oamenii să înțeleagă tehnologia. Ai o cameră de cu atâția megapixel, mai mult decât cu atâția, adică e complicat. De aceea comunicarea și multe dintre brandurile din IT&C, de exemplu, s-au dus către asta, este cu ce beneficii. Adică faptul că am o cameră mai mare cu atâția megapixel, ce înseamnă pentru client? Faptul că hotelul meu e în centru, ce înseamnă? Că nu o să mă enervez să iau metrou ca să ajung